Stimați creștini, iată-ne adunați aici, la punctul zero al capitalei, în locul unde în 1989 au murit oameni în numele libertății, în numele liberei exprimări, în numele unui crez care astăzi, ușor, ușor, vedem că este încălcat. Dacă atunci s-a dat un semnal clar către o lume întreagă, vrem și noi astăzi să dăm un semnal din locul acesta. Un semnal pe care să-l audă familia Furdui, un semnal pe care să-l audă ambasada Germaniei, un semnal pe care să-l audă Jungenamt, un semnal pe care să-l audă Europa și, de ce nu, un semnal care să fie auzit până în cer. Suntem aici să spunem familiei Furdui că n-am obosit, suntem alături de ei și dacă necazul lor și dacă durerea lor a prins Europa, a prins America, a prins India, iată că de aici, de la București, dăm un semnal că această durere aprinde și România. Aici, la Suceava, în alte localități, la Cluj, la Iași, se pregătesc astfel de manifestări în care oameni de religii diferite, de confesiuni diferite, oameni politici de culori diferite, oameni care aparțin claselor sociale diferite, sunt să-și exprime durerea față de acest mare abuz care s-a făcut cu familia Furdui. Dragii mei, vreau astăzi să-mi exprim îngrijorarea față de faptul că valorile pe care a fost clădită Europa, valorile care au fost proclamate în ziua Revoluției, sunt călcate în picioare și vreau ca să spun clar și răspicat că sunt lucruri care pot fi negociate, dar sunt lucruri care nu pot fi negociate. În primul rând, nu putem să ne negociem libera exprimare a credinței noastre. Una din lucrurile și din acuzele familiei Furdui, a celor de la Jungenamt, a fost faptul că duc copiii la biserică. Copiii n-au fost duși la biserică forțați. Acolo, în această semidetenție, nu odată, de multe ori copiii acestei familii au transmis mesaje, fie către societate, fie către biserică, că doresc ca să fie în familie și doresc ca să fie în biserică. Au transmis cântece creștine acolo, au transmis un mod de viață, pentru că ceea ce ei făceau nu era o constrângere așa cum s-a sugerat, ci a fost o dorință sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu. Și vreau astăzi să o știe Europa, să o știe România și mă bucur că în mijlocul nostru avem și reprezentanța Parlamentului, al Senatului, a Camerei Deputaților. Îi rog să transmită guvernanților noștri că poporul român este un popor liniștit. Este un popor care îi place să stea sub autoritate, dar există o linie roșie la care, dacă se ajunge, poporul român știe să se ridice în picioare. Vrem și în urmă cu ani de zile în locul acesta s-a spus Tatăl nostru, s-a proclamat credința în Dumnezeu și nu avem de gând să dăm niciun milimetru înapoi. Ce vrem într-o țară liberă, într-o țară democratică, să putem să ne manifestăm liber credința noastră în Dumnezeu, neconstrânși de nimic. De asemenea, credem în valorile familiei așa cum a lăsat-o Dumnezeu și nu vrem să dăm cu nimic înapoi, ci credem din toată inima că familia care a străbătut viacurile este familia pe care ne-o dorim, este familia pe care și-o dorește familia Furdui, este familia pe care o proclamăm și credem că Dumnezeu va da biruință acestei cauze. Domnilor și doamnelor, ne-ați spus
că suntem retrograzi, că suntem înapoiați pentru că mai credem în lucruri vechi. Iată că lucrurile noi cad una după alta și se contrazic una după alta. Societățile așa zise moderne astăzi sunt în criză. De ce? Pentru că s-au călcat în picioare valorile iudeo-creștine pe care a fost construită societatea modernă. Suntem aici să dăm un semnal clar către toată lumea. Noi credem că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, transformă generații, transformă și asigură stabilitate și proclamăm cuvântul lui Dumnezeu ca singurul care poate să schimbe națiunea și poate să fie o soluție pentru frământările în care este plin tot pământul. De asemenea, vrem să spunem în încheiere că nu ne vom opri până la urmă. Nu ne vom opri până la urmă. Dacă am știut să stăm în calea turcilor și dacă Dunărea a fost un stăvilar, dacă Carpații au fost un stăvilar și acolo s-a strigat că pe aici nu se trece, vreau să știți că ne luptăm pentru copiii noștri și veți putea să ne luați doar peste cadavrele noastre. Suntem gata să stăm în fața Europei, suntem gata să stăm în fața oricui vrea să lovească în această instituție pe care Dumnezeu a lăsat-o și anume familia. Rămân la aceste cuvinte și cred și proclam biruința lui Dumnezeu și în cazul acesta, biruința lui Dumnezeu asupra valorilor creștine, pentru că biserica nu e a mea, nu e a voastră, ci biserica este a lui Dumnezeu și porțile locuinței morților nu vor birui. De aceea astăzi la București vrem încă o dată să reiterăm această hotărâre fermă a noastră de a nu da înapoi, ci de a merge înainte. Și în încheiere familiei Furdui, vreau să spun că cele 3.000 de biserici pentecostale din România și diaspora se roagă în continuare pentru voi, vă susțin, sunt alături de voi și credem că va veni vremea când vom avea o slujbă de biruință în care vom spune tuturor că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Domnul să vă binecuvânte pe dumneavoastră toți care astăzi ați venit să stați aici în frig pentru a arăta crezul și susținerea față de această familie. Amin.